Cine este ceasul deșteptător de dimineață? Ăsta ar putea să îl angajeze Antena 1 pentru emisiunea Răzvan și Dani, că ăsta dă trezirea, frate. Pe la ora 3, pe la ora 4, pe la 6, cum are dumnealui chef, adică. Ia, și te vadă lumea pe tine, cât ești de frumușel și mai ales că, da, așa, spune. Zi tu ce ai de zis acum. Îți vezi mutra acolo și te miri, Doamne, frumos mis, dar enervezi oamenii de dimineață. Da, este o mică bombă atomică de trezi dimineața, bonit, dar te urci aici? Te urci aici? Hai că nu trebuie să strii de dor. Bun. Facem MPs. Unem tălău, ca să zic așa. Un dita mai emptiusul sau emptinesul. Până aici, ca să avem un pic de idee, așa, cam despre ce vom vorbi. Iar cu această ocazie, să vă anunț că acesta este ultimul clip de tip empties pe care îl mai fac, pentru că nu mai am unde să țin sacoșa cu empties. Și oricum, oriunde o țin, îmi ocupă un loc mult prea mare în care pot să țin alte lucruri. Ca atare, ăsta este ultimul clip de empties pe canalul meu de YouTube. Dar acum vor fi enorm de multe cerințe din partea publicului, poate o să mai fac unul așa, o ediție de vară, o ediție de toamnă, așa, din când în când, from times to times, dar nu o să mai stau să adun toate produsele pe care le termin, pentru că este, pur și simplu, obositor și îmi ocupă foarte mult loc. Aceasta a fost ultima vopsea care m-a făcut acum recent, de fapt cea mai recentă, L'Homme Color Expert Oil Fusion 8.1. Nuanță, pentru că am folosit doar o cutie, nu mi-a ieșit chiar peste tot gri, trebuia să folosesc două, dar în fine, am zis să folosesc doar una. Am terminat un travel makeup remover trio de la Clarins. Ăsta mi-am luat într-o vacanță, dintr-un duty free, cam prin duty free găsiți genul ăsta de seturi. Și e taman bun. Cred că mai am un pic din laptele de machiam pe la baie, chelcășos pe acolo, care se va termina și el. Nu mai roade de pe aici, asta ești tu cu mințel. Bun. Dove Men, al soțului meu, e unul dintre deodorantele pe care le tolerează și care îi place. Dettol, șampon, săpun lichid de ăsta, cum se cheamă, antibacterian. Asta este un pouch de la Givenchy, dar s-a făcut săracul, ia uitați în ce hal s-a roz și am zis, o fi el Givenchy, mi-o fi el drag, e roșu asta, dar trebuie să-l arunc, arată de parcă e luat de la gunoi. Roger Gallet Paris Bois d'Orange, asta este cutia de la un săpun solid. N-am terminat încă săpunul, momentan îl mai țin printre haine, da? Nu știu de ce am pus cutia aici. Ha, și am reușit și eu să termin o cremă de asta Nivea. Vreau să vă zic că este crema Nivea, asta clasica, banala cremă Nivea, este cea mai bună pentru călcâie. Care mi funcționează cel mai bine. Și dacă mă dau cu asta și în combinație cu un scrub bun, și ăsta mi-a plăcut tare mult de la Happy, este marca proprie Mario, nu? Atenție doar, mie pentru corp mi se pare cam abraziv. Pentru corp. În schimb, pentru picioare, pentru partea aia de pedicură, calus ce aveți, este excepțional. Îmi place foarte mult. Iar eu, pentru că merg la sală și la sală de obicei stau desculță, am așa o chestie. Când vin acasă, îmi place să mă spăl cu ăsta pe tăl. Și cam pentru asta l-am folosit. Tot legat de sală, băi, un deodorant foarte eficient este cel de la MUA, G1H, cred că, sau. Da, dacă aveți ocazia să vi-l cumpărați, fie cunoașteți pe cineva la Emui, fie, nu știu, vă înscrieți în rețeaua asta, deodorantul ăsta este mega eficient. Deci ăsta chiar, într-adevăr. Și ce îmi place la el este că totuși pielea încă transpiră, adică te umezești sub braț, nu pățești. Bănesc că dacă mă urmăriți de ceva vreme, știți atacul meu de panică când m-am dat cu ăla Nivea Ultra Dry, nu știu ce, și 48 de ore eu nu am transpirat deloc.
asupra și m-am șocat, am crezut că mi-am blocat canalele sudori. Pare nu, la ăsta iese, dar nu pute pe românește, nu se mai împute treaba. Ce este asta? Luxury Body Lotion, a fost o miniatură din Versace Eros Parfum. Păi, surprinzător, mi-a plăcut aroma, că inițial, nu știu de ce aveam eu așa o părere proastă despre parfumurile de la Versace, dar mi-a plăcut și pornind de la cremuța ta de corp, mi-am și celul de duș și mi-a plăcut. Oh! Sunt și multe produse de make-up. Ăsta este un rimel de la Yves Saint Laurent și este un maro, un brun. E uscat, de acum nu mai are nada de nada, săracul, și-a făcut beacul, să zic așa, rimel de la Yves Saint Laurent. Ăsta este un produs pe care obligatoriu trebuie să-l cumpăr pentru că este spuma de curățare a băiețelului meu. Adică 90% el o folosește pe asta de la Nominoe. Și pe aceasta o să o revedeți cu certitudine în review-uri, în haul-uri, în skincare, stories, whatever, nu știu ce mai fac. Păi asta nici nu știu când s-a terminat. Douglas 2 in 1 hair and shower gel de la Douglas. Și mi-a părut că l-a antrenat pentru că arată tare bine de făcut în poze, așa cu el, acolo la aruncă, deja s-au dus titerele pe aici și așa. Foarte, foarte drăguț, foarte finuț, dar noi nu l-am folosit ca și shower gel. De shower gel cred că nu știu vreo 3 ori dacă l-am folosit, în rest a fost folosit ca săpun lichid pentru mâini, de folosit day by day. Giordani Gold, foarte mișto rimelul acesta. Foarte, foarte miștos, că vreau să vă... Hai! Ia dacă reușesc să fac și poezia cu... Arată periuța foarte subțire. Asta e ideea. Mie îmi plac periuțele subțiri pentru că periuțele subțiri fac... Uitați că numai acum nu mai vrea să... nu mai vrea să mă localizeze. Bun. Ce ai pățit, Bonnie? Hai fi la mami! Ce ai pățit? S-a certat cineva cu tine? Cine a îndrăznit? Doamne, cine a îndrăznit să spună ție ceva? Dar nu pot să cred. Da, este și foarte vocal. Hai să fim urdări la funduleț? Nu, mă scuzați, dar el încă este copilaj. Panda oricum îl verifică de fiecare dată când se la toaletă, dar verific și eu ca o bunică responsabilă ce sunt. Nu de alta, dar dacă rămâne cu o firmiturică de ceva sau îi se ia vreo bobiță de aia de silicat, atâta mi-a mână, parcă e un copil de la care a rămas născute cu murdar. E super comic. Asta a fost o Leo Intens 12, ăla care are și pudră de decolorare, de întotdeauna îmi pun din ea așa, doar cât să vă zic, din tot plicul ăla eu pun cam o treime, adică nu pun mai mult pentru că n-am nevoie, oricum data trecută am ieșit ca un pui, deci da, nu mai zic nimic. Caudalie Eau de Raisin Grape Water, mai am ceva în ea, dar a început să miroasă, să miroasă, doamne. Are un miros mai ciudățel. Na, e desfăcută de peste un an de zile și a prins așa un oarecare miros, dar na, trebuie arătată. Deodorantele de la Gerovital, mi-a zis cineva că îi se pare că nu prea țin. De-adevăr, nu se compară dacă e să-l compar cu... Măi, tu nu stai cu minte deloc, da. Dacă e să-l compar cu ăla dinainte de la Emui, care e așa... Să zicem că ăla ar fi pe o scară de la 1 la 10, ăla ar fi aproape 10 și ăsta ar fi un 6 spre 7, așa ca și eficiență. Da, este un genul de deodorant ăsta de la Gerovital cu care te duci la serviciu, adică nu te duci la sală, dacă te duci la sală și ești dată doar cu ăsta, e clar că la un moment dat nu o să te mai simți, adică spre finalul antrenamentului sau după vreo 3 serii de genoflexiuni, s-ar putea să nu mai... Te simți așa foarte lady, ca să o zicem pe aia dreaptă. Cel mai dulce și mai simpatic gel de duș ever pentru copii, Ziaja Kids Cookies and Vanilla Ice Cream. Este un gel de duș pe care nu contează, Jean boxează, eu trebuie să-l cumpăr. Întotdeauna băiețelul meu, dacă îl vede în magazin și așa, întotdeauna îl vrea la BBT sau prin alte... Deci Bonnie s-a băgat în sacoșa, că acum transfer dintr-o sacoșă în altă. Așa, îi place foarte, foarte mult și îmi place și mie.
place cum miroase. Asta prăjituri cu cremă de caramel, de vanilie. Lasă să arma bine. Măi, nu dă rămas acolo așa. Oni. Ce vreți să știți ce faci aici? Ce faci tu? Iar faci dezordine, iar faci obraznică. Au! Deci m-am mușcat de ochelari. Bun, următorul. Brâmă, vizaj, adică un spray de față cu trandafir de la Sephora. Ăsta a fost foarte comic. Eu l-am folosit la un moment dat mai mult de jumătate și apoi l-am dat mamei. Mamei mele îi plac foarte mult apele florale de trandafir. L-a folosit când mai... Și pe când mai erau cam atâtea, a venit tot cu el în vizită la mine și a rămas la mine la baie. Și eu îi zic, auzi, dar mi-l lași mie să-l termin eu, că-mi place. Deci, în final, s-a întors la mine. Deschetele de machiante de la Marionneau, cred că v-am mai zis, vă repet, am tot timpul stoc la ele. O să vă arăt, să vedeți că nu mint. Tot timpul am stoc la ele pentru că sunt cele mai bune, cele mai finuțe. Și v-am mai zis și cu altă ocazie că la dermatichiere contează foarte mult ca și discheta să fie finuță și de bună calitate, pentru că ea în sine activează un proces de exfoliere. Deci voi nu știți ce e aici, s-ar putea să mai audă de când în când. Pua, bof! Ăsta micu sare pe pat după panda. Panda e săraca, na, ca mama care are copilul care se țopăie în cap. Alt deodorant de la Dove. Deci, da, se pare că al meu soț, ia să vedem. E mare, așa că am pus din una în alta. Dar acum chiar vreau să văd dacă chiar a consumat două sau le-am pus și eu dintr-o în alta. Nu, chiar a consumat două. Deci să țin minte, îi place ăsta Clean Comfort de la Dove. Asta se pare că îi place lui tare mult. Deci țin minte să-i mai cumpăr de asta, când de obicei când apar două înseamnă că îi place mult prea mult. Cu asta a fost râsul secolului, să zic așa, 1 million Paco Rabanne gel de duș. Așa. Ce bine miroase. Eu am fost ferm convinsă, l-aveam îmbalat frumos, l-am primit la un moment dat cadou de la o comandă de la Marionneau. Am făcut comandă la Marionneau și ăsta se dădea cadou. Am fost ferm convinsă că este de damă, de femeie. L-am ținut și la un moment dat, într-o seară, zic eu, vai, să mai schimb aromele la gelul de duș și asta îl dau pe ăsta. Ce desfac? Păi, zic, nu miroase rău, dar miroase cam masculin, când mă uite pentru bărbați. Îi zic soțului meu, ok, câștigător, tu, și a folosit. Yeah. Asta e. Deci eu nu înțeleg pe ăștia de la Marionneau. Pe bune, deci eu mi-am comandat chestii de gagică clar și intimi gel de duș cadou. Pentru bărbat. Să am și eu ceva de reclamat. Păi. Iar ceva de la Clarins, pentru că este unul dintre brandurile sau una dintre mărcile mele. Încerc să scot englezismele, apropo de asta. Pentru că englezismele astea ne-au intoxicat viața. Vorbim numai în... Nu știu, numai în cuvinte de astea englezisme, dar e chestia în felul următor, că se și folosesc foarte mult, mai ales în mediile de birou, oriunde ai lucrat, toată lumea folosește englezisme, este Facebook-ul, este toată partea asta de social media care ne obligă să vorbim ca așa. Asta e una dintre cremele Haute Exigence Jour, multiprotectiv pentru orice tip de ten. Este o cremă în care mie tare mult îmi place. Și am avut-o așa, cred că dintr-un set cadou, ceva dintr-o chestie. Alte chestii cumpărate de la Marionneau e masca asta Animal Panda Brightening Mask. Mi-a plăcut odată masca asta pentru cum arată pe față, e foarte funny. Poate e foarte hidratată. Am zis că sigur mai trebuie să-mi o cumpăr. Măi, stați cu minți, deci ăștia sunt credibili. S-a arătat poșa mea. Hei, hei, Bonnie. Pentru că aș avea câini, pe cuvântul meu. Scrubul de la Mr. Scrubber. Aici trebuie să avem o discuție mai pe lung. Eu am fost la lansarea produselor Mr. Scrubber, mi-au plăcut foarte mult, sunt cele de produse naturale care miros mișto. În schimb, sunt un pic cam challenging atunci când ești in the shower și ai vreo o punguliță de săcut în interiorul punguliței, este o altă punguliță mică transparentă pe care trebuie să o desfaci, din care este un scrub care se efectiv se împrăștie. Eu nu știu cum să-l fac.
Vor fi instrucțiuni? Body scrub, direction, apply the scrub, messaging, duet, body, focusing on problems area, limbal, 5 minutes. Băi, pe mine este... Deci este... El vine... Cum vine? Vine practic ca niște... ca o făină, ca niște zgrunțuruși, așa. Mine se miroase foarte bine, se simte foarte bine pe piele. Dar eu de câte ori îl folosesc am senzația că fac o foarte mare risipă. Bonnie, eu vorbesc acum. Fac o foarte mare risipă, ăsta este feeling-ul meu. Se împrăște pur și simplu. Deci eu de fiecare dată când mă spăl cu ăsta, toată casa e plină de... și sunt o persoană destul de bordonată așa. De... Dar nu reușesc să-i găsesc șmecheria. Dacă spune și mie cineva cum să fac chestia asta... Și eu până la urmă l-am transferat într-un borcan de sticlă și am pus capac. Pentru că din punga asta, din cealaltă punguliță care era în interiorul pungii, mi-era foarte greu să-l scot. Eu am produs asta într-adevăr mai natural, mai... da. O paletă pe care nu prea am folosit-o, L'Oreal Glow Kit, care s-a și spart. Nu știu să vă spun prea multe despre ea, nu mi s-a părut că asigură atât de mult glow și ce zice aia pe aici. Mască pentru buze, de la Paceology. Da, hidratează, dar nu pot să spun că a făcut așa un efect de să leșin acolo. Gel de duș pentru copii. Hai să facem. O cremă de mâini Roge Gale, da. Este un brand pe care îl cumpăram foarte des când mergeam în Franța, acolo era mereu și tot felul de pachetele, cadou și de nu știu ce. Alt gel de duș de la Nivea, ce ăsta? Hawaiian Flower Oil, da, sunt drăguțe gelurile astea de duș cu ceva textură mai uleioasă, să zic așa. Băi, ce-mi place ăsta, de la Clarence. Eu trebuie să mi-l cumpăr și eu, Le Mansoir Anticapitom. Bun, nu face el anticapitom, adică nu o să-ți șteargă celulita, caman, despre ce vorbim. Așa, dar e mișto cum se simte pe piele, pe, adică știi, după ce stai cu ăsta, parcă te motivează așa un pic să fii mai atentă ce faci, să mai faci sport, mai asta, știi, să mai slăbești. Paula's Choice, Gentle Cleansing Clothes, Oil Free. E o mostră de, cred, da, un pliculeț de șervețel, de machiant. Ei, ăsta este ceea ce numesc eu șervețelul de machiant, the king. Mie nu-mi plac șervețelele de machiant, să înțelegem. Adică le folosesc de urgență, nu știu, cred că de 2-3 ori pe an mi se întâmplă să mă demachiez cu șervețele de machiant, după care oricum tot nu își mă clătesc cu apă. Este atât de fin că în venea. Știu că poate nu este foarte elegant să spun asta, dar venea să-l spăl, să-l pun, să-l usuc și să-l mai folosesc. Pentru că îmi plăcea foarte mult textura. Foarte, foarte, foarte mult mi-a plăcut textura. Și demachează într-un fel în care te miri cum un șervețel poate să facă să prea atât de mult. Adică în momentul când l-am pus pe față, efectiv s-a maronizat tot, s-a colorat. Deci eu cu șervețele de machiant n-am o experiență foarte bună pentru că trebuie să folosesc prea multe. Cu asta chiar își face treaba și începe așa dintr-o parte și până îl termin pe el când îl desfaci. Foarte mișto, dacă totuși trebuie să plecați într-o călătorie, într-o ceva și să vă luați niște șervețele de machiante, chiar le recomand pe cele de la Paula's Choice cu mare, mare încredere și plăcere. Cred că o să mai iau și eu să am eventual pentru când vine vacanța de vară, să am acolo prin stoc ceva. Zilberg Lanzofort Flecte, nu știu ce, dar știu și germană. De la Balea, un fel de balsam care chipurile dă și efect de gri. Nu dă efect de gri, vă zic eu. Ce e ăsta? Glacial White Caviar Rezo... Cleansing Balm. Ce mișto. Asta e pentru păr. Miriam Quevedo este un brand de lux pentru îngrijirea părului, pe care în România îl găsiți doar în parfumeria Elize, în parfumeriile Elize. Îl găsiți în marile spa-uri ale lumii. Este un balsam de curățare, o cremă de curățare a părului. Foarte faină. Foarte, foarte faină. Am terminat creionul de sprâncene de la Makeup Forever. Bine, s-a și... dacă se mai vede ceva aici. L-am folosit multă vreme. A și fost la un moment dat în favoritele anului sau verii sau primăverii sau mai știu eu ce. E, aici o cremă care mi-a plăcut tare mult. De la Gino Age Sumum. Da? Băi, o cremă foarte, foarte mișto. Genul ăla de cremă pe care pur și simplu parcă ai senzația că tenul tău vrea să
o mănânci așa, foarte mișto, o cremă de aia. Eu ziceam crema plăpumiță, m-am dat foarte mult cu ea în iarnă, pentru când era afară foarte frig și ieșeam. Era singura care efectiv mă simțeam că parcă pun o haină pe, și eu pe față, dar nu grasă, nu urâtă, adică nu mi-arăta foarte mult, mi-a plăcut crema asta. Și dădea și starea aia parcă de confort în momentul când trebuia să ieși la frig și așa mai departe. Este o cremă pe care o găsiți în exclusivitate în magazinele Topline, saloanele care au tehnologie și produse Ghino. Da, Ghino oricum este un brand profesional. Este, adică oamenii ăștia asta fac de dimineață până seara. Se chinuie să inventeze formule și tehnologii și chestii să ne facă nouă bine. Iar de ani de zile de când sunt ei, tot cresc și se dezvoltă și fac lucruri mișto. Mariono, o să ziceți, bine, ai, acum ne arăți și bețișoare de, astea nu-s bețișoare de urechi, eu le folosesc la demachierea ochilor și așa cum v-am zis și legat de dischete, exact lucrurile astea, și la lucrurile astea mici, că trebuie să fii atentă la detalii, pentru că uneori detaliile fac foarte mare diferență. Ăsta e un șampon și balsam cumpărat de la Balea. L-am luat eu cu mare așa elan. Îmi place foarte mult că miroase a cocos. Ăsta e marele avantaj și balsamul dă o senzație așa de foarte natural. Se duce undeva spre zona aia produselor mai bio, mai așa, dar nu e bio, că na, are, dacă nu mă înșel, are și sulfat, are și silicone, are de toate. Ce e mișto că ai în același, ăsta e genul de luat în vacanță, pentru că poate fi folosit toată familia, e simplu, nu e genul de șampon foarte degresant sau așa, e exact genul de produs de pe care le-ai în vacanța de vară. Aici ai balsamul, la căpăcelul roz, la căpăcelul albastru, ai șamponul și toate, ambele chestii vin într-un tub. Și costă și, nu știu, ceva gen 6-7 lei, poate nici atât, nu știu, o chestie de genul ăsta. Un lucru care mie nu mi-a venit să cred, și anume eu, Tătucoana Maria, da? Am terminat un tuș de ochi Happy Maro. Da? Nu mi-a venit să cred. S-a uscat, pur și simplu, adică când vreau să mă dau cu el, rămâne urma, cum să zic, neclară, adică nu mai e, e uscat, nu mai e. Ce m-a șocat pe mine este că eu nu sunt o mare utilizatoare de tuș de ochi, însă cu acesta m-am tot jucat, cred că și în toate clipurile în care m-am machiat eu m-am mai elaborat așa un pic, tot pe ăsta l-am folosit, ca atare am terminat, deci eu am terminat un tuș de ochi, nu-mi vine să cred. Bun. Iar de la Caudalie Eau de Beauté, ăsta îmi pare foarte rău, dar a expirat. M-am dat de câteva ori cu el acum vreun an și l-am lăsat în sertarul meu de creme și l-am desfăcut acum vreo 2-3 săptămâni și miroase cam nasol. Deci trebuie să arunc. Îmi pare atât de rău că n-am fost atentă. Dar e și micuță așa și a stat undeva între niște alte creme mai înalte și nu l-am văzut. Îmi plac foarte mult dezinfectantele astea de mâini care se găsesc la Sephora și sunt foarte cute, dar și mici, ocupă puțin spațiu poșetă și foarte drăguță și ăsta deși de ce l-am terminat repede, pentru că de câte ori l-am scos, l-am întrebat, a, ce e ăsta, ce e ăsta? A, dezinfectant de mâini, vai ce cute, vreau și eu și s-a terminat destul de repede. Mască cu ceai verde. Nu știu, măștile astea de ochi la mine nu prea au efect. Nu pot să spun că am observat ceva. Ăsta e un ruj de la Mellow. În fine. Ce mai am aici? Mai am iar un rimel de la Happy. Foarte mișto și acest rimel. Și pe ăsta l-am folosit foarte, foarte des. Da, na. E deschis de mai mult de 6 luni. Foarte mișto periuța și îmi plăcea mult și cum s-a așezat pe gine. E unul dintre rimelurile bune. Ăștia mici ar pe rămâne ceva. Mamă, aici au căzut tot felul de chestii prin... Mi-au căzut tot felul de chestii prin funga. Ăsta e un ruj de la Note care, din păcate, a expirat și efectiv miroase. Și, na, l-am aruncat, oricum era desăcut de mai mult de un an. Cremă de corp de la L'Occitane Terre de Lumière, este o miniatură foarte mișto,
miroase și pentru că parfumul este slăbuț, să știți că mai multă treabă făceam cu această cremă. Sisley. Hai să vedem ce am de pe la Sisley pe aici. Chestii, socotel. De pe la Sisley am... este o cremă din gama Sisley, dar este pentru corp. Este o mască cu rășini tropicale și un Hydra Flash. Da? Sunt produse de la Sisley, tot din acel abonament Botet din Franța. Să le dea Dumnezeu sănătate, să-l țină încă, că așa să dau niște zeci de euro la niște luni îmi permit, dar ca să dau niște sute de euro să-mi iau produse Sisley, honestly, I cannot. Ma, crema asta Sol de Janeiro, Brazilian Boom Boom Cream, chiar că este boom boom din punct de vedere al mirosului. Este un miros foarte exotic, dar de nucă, de... deci de nuci, de caramel, de nu știu cum să le zic. Dar în momentul când mă dădeam cu crema asta, vreau să vă zic că mirosea tot. Adică știu că mă trezeam dimineața și în cameră încă mirosea asta, pentru că se băga în haine, în cearșaf, în... știu că la un moment dat, ăsta, cum se cheamă, Husa de la Pilotă, mirosea crema asta, pentru că tot m-am dat eu cu ea, m-am dat cel puțin într-o seară de sus și până jos și pur și simplu mirosea, miroase foarte, foarte tare, niște arome foarte exotice, foarte, da, dulci, de nucă, de și parcă și ceva cocos și, nu știu, de macadamia și o chestie așa, caramel, interesant, interesant miros. Creioane. Creioane care, culmea, au ajuns să miroase, deși nu m-am așteptat. Bine, ăsta de la Numeric Proof nu mai miroase, în schimb s-a, pur și simplu s-a pietrificat. În schimb ăsta de la Sephora, fraților, pute, deci nu mai pot să-l desfac. Hii, ce faci? A venit Bonnie și-mi bea din paharul meu. Deci este incredibil pisica asta. Nu mă lasă să respir două secunde. Alte produse de la Note expirate de data asta, nu sunt terminate din păcate, un ruj și corectorul de tip mineral, cred că este mineral, da. Foarte bune produsele de la Note Cosmetics, produse de make-up foarte skin friendly. Chiar vi le... Măi, Bonnie! Bonnie este incredibil. Abia așteptă să nu-i dau atenție, pac să fac o prostie. Chiar vi le recomand, știu că și în anii trecut zile am recomandat, parcă anii trecut sau anul trecut, în fine, anul trecut, am și realizat articole, machiaj cu el, cu acest brand. Îmi plac foarte mult în continuare produsele, vi le recomand cu plăcere. Bun, ce mai am pe aici? Mai am o... aici am terminat serul de la Dior, din gama asta nouă, Life. Am avut o miniatură luată de pe eBay, pentru că bineînțeles că la noi nu am niciodată așa ceva, indiferent cât și cum ai cumpăra, de la Sephora, de la Marionu, așa ceva nu există la noi. Sau există, dar foarte rar, foarte, foarte rar. Am cumpărat că am vrut să mă lămuresc, că sincer nu voiam să dau 3 milioane. E un ser ușurel, e un ser... chiar aș spune că îl poate folosi și o persoană extrem de tânără. Bine, îl costă vreo 3 milioane. Comparativ acum cu alte produse Dior pe care le găsiți în parfumerii, nu este atât de scump. Un ser de la Dior de obicei pornește de pe la 500 de lei. E hidratant, e ușor, dar nu pot să spun, adică pentru mine nu a fost așa o mare minune. Era genul de ser cu care ori mă dădeam seara, ori mă dădeam dimineața dacă voiam să mai aplic și apoi o cremă, oricum după ser se aplică cremă. Când, să zicem, vreau să mă dau cu o cremă mai grasă, cum ar fi asta, de exemplu, Hydra Floral de la Decleor. Ăsta e un brand care la noi nu prea e prezent, e prezent pe magazine gen, nu știu, Notino sau chestii de genul ăsta. E un brand care a venit oficial, a stat foarte puțin oficial, cred că prin... mai știu, acum vreo 3-4 ani, parcă se găsea în Helpness. Asta era și exagerat de scump și na. Altă cremă de la Roger Gale de mâini, Sublim, cremă de mâini și miros tare bine astea. Au, seamănă un pic așa ca stil cu L'Occitane en Provence, ca stil, să zic. Un brand care iar nu e la noi, Sanoflor. Asta a fost o cremă dintr-un swap realizat cu Manuela Mihalcea.
al cărei canal îl recomand, pentru că e foarte documentată, ea pe partea de skincare, de machiaj, nu mai zic, face tot felul de chestii, machiaj de seară, de foarte, foarte mișto. Asta a fost dintr-un swap cu ea, Manu mi-a plăcut tare mult. O miniatură din Chanel Lift, una dintre gamele de la Chanel care pe mine nu m-a convins. Sublimaj îmi place, dar mi se pare mult prea scumpă pentru ceea ce oferă, iar Le Lift este o gamă care, nu știu, mie nu m-a... Adică nu m-ar fi determinat, de ce? Nu știu, cred că eu mostră ceva de la Sephora. Asta a fost o paletă pentru sprâncene de la Artistry Emui, care și ea efectiv miroase, pentru că are acolo o textură grasă și aia s-a împuțit. O mască pentru ten gras pe care nu m-aș fi așteptat niciodată să o folosesc, cred că este singura mască pentru ten gras pe care eu o pot folosi, cea de la Clarins din seria SOS, pe care vă recomand și celor care au ten uscat, cum am eu, pentru că mai sunt perioade când se îngrașă și tenul nostru sau când avem nevoie de o curățare așa mai... Lierac Premium e gama care îmi place tare mult de la Lierac, dar nu am prea mai produse în ultima perioadă. În fine, am avut ceva miniaturi și le-am tot folosit. Și ăsta este un ser Lift Supreme din marca proprie de la Marionneau, o marcă despre care nu prea se vorbește și produsele arată și mișto. Sunt mai fancy așa, adică ăsta este un ser de pe care poți să-l folosești un pic și ca primer, cu un pic de parcă de luci în el. Seamănă un pic cu Dream Skin-ul lui Dior și sunt produse ieftine, ăsta cred că a fost sub 100 de lei, vine cu pipetă, ia uitați, așa, și nu știu, mie mi-a plăcut și n-am înțeles de ce despre produsele astea nu prea se vorbește. Și am terminat empties. Acesta este ultimul empties pe care eu mai vreau să-l fac, dar așa cum am zis, dacă vor fi acolo multe cereri, nu știu, o să fie minim 50 de comentarii care o să spună, băi, mai vrem empties, mai vrem empties, vă promit că vă mai fac unul pe la sfârșitul primăverii, adică foarte des nu mai pot să fac. O să încerc să rețin eventual, dacă vă doriți atât de mult, doar produsele despre care chiar am ceva de spus, ca să nu mai țin aici să adun câta sacoșoiu de produse pe final.